Bună ziua și bine v-am regăsit! Astăzi vă prezint modul de defoliere la roșii în stadiul acesta de formare de fruct. Avem aici o plantă de roșie deja defoliată. Iată cum arată. Iată, deja avem vindecate zonele de rupere a copililor sau a frunzelor. Deci așa trebuie să arate după un tratament cu fungicid, deci foarte important, mare grijă după copilit. Trebuie să aplicați fungicid pentru închiderea rănilor, da? Și avem aici o plantă care conține două frunze, dacă observați, mai jos, conține două frunze puțin mai galbene, spre galben. Iată, acestea sunt verzi de mai sus puțin până în rod, până în etajul 1. Deci aceste, să fim cât mai expliciți, aceste frunze mai galbene trebuie eliminate pentru că aceste frunze, odată ce și-au schimbat culoarea, ele doar consumă hrană și va ține planta pe loc din dezvoltare, da? Deci trebuie să le eliminați. Nu uitați să lăsați cel puțin 2-3 frunze până în primul etaj, da? Deci nu uitați. Pe aceste le eliminați, eliminați tot de aici, tot ce este galben, iată, puțin pătate, și în modul acesta reduceți și riscul de apariție a unor boli, da? Deci eliminați tot ce e bolnav. Iată. Eu vă recomand să purtați mânuși la această operație, pentru că va ieși foarte greu din piele. Acest pigment după roșii, iată, deja e puțin galbenă frunza, aceasta nu va mai produce hrană și trebuie eliminată pentru a evita oprirea din creștere a plantei, da? Deci, iată, cam așa trebuie să rămână. Chiar 3 frunze, deci una, două, trei, dar frunze sănătoase. Haideți să vă arăt aici puțin mai departe cum trebuie să rămână. Iată. Deci frunze verzi trebuie să rămână, nu lăsați frunzele galbene niciodată în cultură. Da. Sper că v-a fost de folos filmul, nu uitați să vă abonați, să distribuiți, să apăsați butonul de like și de clopoțel. La revedere!